una serata di verso lunghe, si manterrà il microfono, gli altri dentro una trappa, uno anch'io per più momenti vado a contare se fa, se no abbiamo un microfono. Și
ea e fals. Da, până când merge? Așa e problema, aici e problema. Dacă se sezăm cât de la 4-5, ia să zicem că nu e dat cu 6, se întâmplă. Adică aștept să fie de acum fals, nu mai e fals. Pentru noi egal cu 6, să fie 7, egal cu 5, o rogă și e fals. Da. Deci vedem distanța e de 2. Da, da. Tot. Adică, practic, un număr să fie egal cu altul mai mic, cu două unități, și mulți cu cine să fie adevărat. Nu cred că mai merge. Nu mai... Gata, acum nu mai e posibil. Da? Deci numai noi cât a fost. Nu e egal cu 2 și nu e egal cu... Nu, 3, 3, nu am. Da. Nu e egal cu 2 și nu e egal cu 3, am mers. De la nu e egal cu 4 acolo, nu mai merge nimic. Mai clar... Dacă am pune de desfăr sub relația aia, dacă ar scrie pe n-a minus 1, îl divide pe n-a minus 1 și să le scădem în 3 și după să înmulțim numai 3 să scădem și rămâne doar 2. Așa. Ori 2 și atunci înmulțim cu... Deci, practic, practic să mergem pe... Există o teorie care ar merita să ne sprijine, nu? Da. Uite, așa. Să știe teoria care spune că dacă A, dacă D divide A, D îl divide pe A. Da. Atunci D divide și pe A, D și pe D divide pe un multiplu de A. Deci dacă D îl divide pe A, D divide și pe 2A și pe 3A. Da. Deci, A urca, da. A urca, oricare ar fi ca, indiferent ce cap nu ai nici, 2, 3, 7, 9, orice cap natural. Dacă D divide pe B, atunci D divide pe B ori un... B și pe A. Ori P, ori P, da? Îți zic un alt număr, B ori un număr P. Indiferent ce pe bun acolo. Oricare ar fi pe natural. Și dacă D divide așa, divide și altul, mai ales o scădere. Da. Deci de aici divide, D divide P, AK plus B ori P, indiferent, oricare ar fi B și oricare ar fi K și P, da? Da. Ce? Când treci K și P folosim la. Și acum noi putem gândi așa. Noi vrem ca în minus 1 să divide pe n plus 1. Da. Deci, în locul lui D, deci D-ul este n minus 1, iar A-ul îl putem lua pe calcul n plus 1, după modelul ăsta, da? Da. Pe B îl putem lua chiar n minus 1. Că n minus 1 divide pe n minus 1. Și atunci, după teoria aceea, rezultă este D-ul, adică cine în cazul nostru? Divide. D-ul, adică n minus 1, divide pe... Divide pe n plus 1, minus n minus 1. N plus 1, ori un număr, da? Ori număr K. A. Așa cum este acum teoria, da? Plus... n minus 1 ori un P. N minus 1 ori un P. Da. Cu K și P aleși. Putem să-i alegem noi, da? Cum e oricare, oricare ar fi K și P, cum e pentru orice K și P, alegem noi un K și un P care ne convine. Nu puteam să facem și scădere acolo? Păi sigur că da. Uite, alegem pe K egal cu 1, și pe 1 și facem și scăderea. Adunare sau scădere? Da. Deci ori adunare, ori scădere, după nevoie. Da. Și în cazul de față, vine n minus 1, divide pe n plus 1, luăm, deci ce ca luăm, K egal cu 1, și P egal cu 1, nu? K egal cu 1 și P egal cu 1. Da. Și vine n minus 1, divide pe n plus 2, scădut, când îmi place scăderea de data asta, da.
Сказано на минус 1. На плюс 2 сказано на минус 1, да? Ce ce ar însemna echivalent cu n minus 1 divide pe n plus 3. Nu cum este să duce, că e n minus n aici. Da. Și 2 și 1 face 3. Că minus minus căzut acolo vine 3. Da. Și dacă n minus 1 divide pe 3, adică n minus 1 este în divizorul la 3. Da. Deci rezultă că n minus 1 aparține divizorul de 3, că se iei într-un divizor care este mulțimea divizorului 3, care este cât? 3 este 1, 3 și 6. Și 1 și 3. Și acum înlocuim. Și vine n minus 1 era egal cu 1. Minus 1 egal cu 1 și acum termen egal cu 2. Cu 2, corect. Și acum n minus 1. N minus 1 egal cu 3 și acum n egal cu 4. N egal cu 4. Deci pentru n egal cu 4, merge ieșițul? Da. Și ia să vedem, dar la noi nu ne-a dat 4. La noi ce s-a întâmplat? De ce nu ne-a dat 4? Că pentru 4 este adevărat. Ce ar însemna 4 și 1, 5? 5 să se divide la 4 minus 1, 3. 3. Este adevărat. Este o greșeală, vezi? Deci, nu. Dar nu în plus 2, în plus 1 a fost aici. Stefania. Păi... Nu așa, în plus 1. De ce am spus eu în plus 2? A fost o prostie. Hai să ne întoarcem înapoi și să duce în plus 1 și vine divizorii nu la 3, ci la 2. Și acum... Sunt 1 și 2. Da, și înlocuim minus 1 în plus 1 egal cu 2. Și noi minus 1 egal cu 2 și atunci noi egal cu 3. Cum am găsit și noi? Da. Dar noi am găsit cele două valori, 2 și 3. Însă nu aveam argumente serioase, hai să spunem, ca să ne oprim. Nu știam unde să ne oprim și de ce a trebuit să găsim o idee. Da. Ideea a fost această teorie. Da. Eu până mai am o altă idee acum. Deci tu ai intuit așa, asta ți-a amintit teorema asta? Da, dacă dar eu aș fi scris totuși parcă altfel toată asta. Adică ai scris, cred că numai atât. N minus 1 divide scăderea lor. Da. Atât. Păi și eu am tot la scăderea lor. Da. Că dacă am luat, indiferent ce K și P, indiferent ce K și P, tot acolo am adus și eu. Da. Că-i spus, fie adunarea, fie scăderea, da? Da. Ei, nu întâmplător am dat eu așa, pentru că sunt și situații când nu ne merge ieșițiul așa simplu. Adică pare 2 K plus 2 N plus 1, nu știu ce știu eu, și mai dificil de aceea, trebuie să nu știu ca și pe convenabil. Dar iată-mă pe mine cum aș fi făcut ieșițiul ăsta. Într-o altă, o altă metodă. Ce înseamnă că N minus 1 divide N minus 1 divide pe N plus 2 e pe N plus 1 pe N plus 1 ce e acum. Deci n minus 1 divide pe n plus 1, dacă și numai dacă fracția n plus 1 supra la n minus 1 se face exact, împărțirea lui n plus 1 se face exact, împărțirea se face exact la n minus 1, da? Da, deci fracția asta se împarte exact și când facem calcul se dă un număr întreg. Da. Un număr natural, da. Noi vorbim un număr natural. Deci ar spune că n minus 1 este un divizor al lui N plus 1. Înseamnă că, ca idee, 1 al 2 divizor al lui 6, echivalent, poate spune că 6 împărțit la 2, ca fracție văzut, 6 împărțit la 2, să se facă exact și cât face 6 împărțit la 2, face 3. Da. Deci, am vorbit de faptul că un divizor este al anumitului număr, înseamnă că fracția pe care îl așeză numărător, cea mai mare numărător pe numitor, că părțirea se face exact. Fracția asta când facem calcul, nu dea cu virgulă. Da. Să nu dea un număr decimal, se dea exact un număr întreg, natural. Ei, dar n plus 1, uite, n plus 1, supra n minus 1, poate fi scris ca n plus 1 părțit ori fac împărțirea, ori pun lui n minus 1 și adun 1,
când n-ai minus 1 și 1 face 0 și plus 1 care era înainte. Deci am scăzut un 1 din nevoia de a pune în evidență numitorul. Da. În minus 1. Am adunat un 1 ca să nu afectez rezultatul. Și plus 1 care era plus 1 aici. Deci zicem n minus 1 plus 1 plus 1. Totul supra n minus 1. Și egal mai departe, cu n minus 1 plus 2, totul supra n minus 1. Acum n minus 1. Supra n minus 1. Distribuim în două fracții. Deci zicem acum egal mai departe cu n minus 1. Supra n minus 1. Da? N minus 1 supra n minus 1 plus 2 supra n minus 1. Și n minus 1 pe n minus 1 face 1, că se simplifică. Deci egal cu 1 plus 2 supra n minus 1. Ei, am mutat problema fracția asta să fie număr natural, e de parcă adunarea asta să fie număr natural. Deci toată asta, care e egal la n minus 1 supra n plus 1, uite aici, să fie număr natural, zice, este număr natural, dacă și numai dacă, 1 este număr natural. Da. Dar și mai dacă 2 pe n minus 1 să fie număr natural. Da. 2 supra n minus 1. Deci 2 supra n minus 1 să fie număr natural. Adică echivalent la spune că se împarte exact 2 la asta. Adică n minus 1 să fie divizat la 2. Da. Deci cât poate să fie n minus 1? 1 și 2. Deci aici rezultă că n minus 1 egal cu 1 sau n minus 1 egal cu 2. Când rezultă că n egal cu 2 și din face n egal cu 3. Cele două vorbe pe care am găsit și în varianta de lucru de mai sus. Da? Și prin tatălările care am căutat noi, n-aveam justificare corectă, bune de oprim. Am simțit că de la 6, 7, de la 4, începând totul merge prost și nu mai găsim nimic, dar nu puteam să spun cuvântul meu că merge prost. Nu puteam să spun așa cuvântul meu că nu mai este niciun. N-avem argumente serioase. Avem trei variante. Da, deci de rezolvare trei variante aici. Uite, destul de interesantă chestiunea asta, vezi? Dintre astea trei variante, a fost patronările cu slăbiciunea, nu știu cum se rupi. Asta este un suport teoretic foarte bun, cu rezultat perfect, dar mie îmi place și asta. Este o formă logică. Uite, deci n plus 1, ca n minus 1 să fie divizor, când așezi fracția asta, împărțirea trebuie să facă exact. Da. Și ca să facă exact, pui în evidență la numărător numitorul, numărătorul, numitorul cât este n minus 1. Da. L-am pus în evidență. Am adunat și am scăzut 1, am scăzut și am adunat 1 și am apărut așa, distribuind numitorul și după distribuirea numitorului 1 plus 2 pe ceva, lucru care merge foarte bine. Mai facem încă unul. Uite, eu să spui, să determin mulțimea mare, mulțimea mare, egal cu toți acei ieri naturali. Pentru care, 7 supra 2 n plus 1, e număr natural. Găsim astfel de chestii și am întrebat cum am găsit la făcut așa ceva. Deci găsească toate numele naturale, încât fracția asta se devine număr natural. Înseamnă că împărțirea se face... Exact. Înseamnă că 2 n plus 1 trebuie să fie ce? Număr natural. Trebuie să fie număr natural, dar și divizor la 7. Da, ca să fac, deci 2 în plus 1, deci zicem și noi, 7 supra 2 în plus 1 este număr natural, dacă și numai dacă, 2 în plus 1, 2 în plus 1 este un divizor al lui 7. Și divizorul 7 din 9. Sunt 1 și 7. Divizorul 7 sunt 1 și 7 din număr prim. Da. Deci rezultă că vom avea 2 în plus 1 egal cu 1, de unde rezultă 1 plus 2 n egal cu 0, deci n egal cu 0. Apoi, 2 n plus 1 egal cu 7, de unde rezultă 2 n egal cu 6, n
Deci ne egal cu 3. Da. Și la întrebarea, care sunt numele care se facă ne egal cu 3, ca să facă treaba asta deșteaptă, răspunde mulțimea mare, egal cu, ne întreba, ce îmi dă să pun eu aici? Ce îmi dă să pun eu ca să fie fracția? Răspunde, să știi, ai șansa asta. Pune tu pe ne egal cu 0 și ne egal cu 2, că pe cuvântul meu merge. Ia să vedem, așa este. Vine 2 pentru n egal cu 0. Așa. Vine 2 ori 0 plus 1. 7 supra 0, nu? 7 supra 2 0 plus 1. Da. Adică 2 ori 0 plus 1. Ai face 7 supra 1. Da. 7 supra 1 face 7. Și ăsta e bun. Prima naturală, după când vă zile exacte. Da. Apoi, pentru n egal cu 5 0. Pentru n egal cu 3. Atunci o să fie 7 supra 2 ori 3 plus 1. Adică 7 supra 7. Care face 1. Și este numai natural rezultatul fracției. E perfect. Deci, la întrebarea, ce numere naturale se pun eu aici, încât după calcul să fie, rezultatul să fie număr natural, răspunsul e egal cu 0 și e egal cu cât mi-a dat și cu 3, nu? Deci, e foarte interesant când aici este un număr. Deci, când numărătorul e un număr, încerci toți divizorii acestuia. Mai faci un număr și să te convingi. Uite, dacă... Dacă avem de rezolvat următorul exercițiu, insist pe chestia asta, că sunt foarte multe exerciții. Sunt trebuie și în clasa a noua, a 10-a și mai departe, pe modelul ăsta. Deci, de ce am insist? Pentru că... Mie îmi plac foarte ilegal, le urăști. Le urăști. Dar trebuie să ne ajutăm de exerciții, nu scăpăm de urmează repede, să înțelegem ce înseamnă fracție. Numărător, numitor. Da. Numărător ăla de sus, numitor ăsta de jos. Și e o împărțire. Deci e o împărțire, de fapt. Nu e altceva. Și noi ne întâlnim cu fracție. Pentru că rezultatul acțiunii, sau uneori împărțirea se face exact, altfel nu se face exact. Și facem împărțirea concret. Și atunci îi dăm numele 10 mari, da? Deci, mulțimea aceea, tuturor fracțiilor, se așează sub formă de fracții ordinale, cum așa, sau fracții decimale. Da. Fracții decimale, adică decimale. Rezultatul împărțit. Și se trece de la una la alta foarte ușor. Uite, vreau să găsim mulțimea a mare, egal cu tot la ce e natural. Pentru care 8 supra 3n minus 5 să fie număr natural. Minus 5. A, 3n minus 5. Deci... Așa ne dăm seama că 3n minus 5 aparține divizorilor lui 8. 8. Exact așa spune. Deci 8 supra 3n minus 5 aparține, devine număr natural. Dacă și numai dacă 8 dacă mi-a dat 3 reze bine, 3 minus 5, aparține mulțimii tuturor divizorilor lui 8. Dar la și cine sunt? Te rog să-i spui. 1, 8, 2, 4 și 5. 1, 8, 2 și 4. Aștia sunt să zic, să și mă părând. Deci 3 minus 5 egal doar cu 1. Adică ar fi... 4. Cu 6. Da, nu 5. Da, egal cu 6. Și n egal cu 2. Nu, cu 6 vă ți-l am. E bun, e natural, mă bucur. Da. Altă, 3 n minus 5 egal cu... 5 egal cu 8. Da. Atunci 3 n egal cu... 13. N egal cu... 13 nu e exemplu. El nu aparține numărul natural. Nu, nimic 3 ori cât se facă 13, nu faci niciodată. Da. Ar fi 13 pe 3, dar acela este o fracție. Da. 3n minus 5 egal cu 2, adică 3n egal cu 7, da. Și nu aparține.
Nici aici, el nu aparține în meza naturală. Și 3n-5 egal cu 4, 3n egal cu 9 și n egal cu 3. Deci, la întrebarea, care e mulțimea asta a mare a tuturor acelor valori pe care dacă înlocuim rezultatul din număr natural, răspunsul este n egal cu 2 și n egal cu 3. Deci, a mare egal cu mulțimea formată din elementele 2 și 3. 2 și 3, da. Da. 2 și 3. Astea sunt cele două elemente care am găsit. Deci e foarte interesant. Da, acolo trebuie să trăiați, că nu aparține. El nu aparține. Corect, corect. Așa, o putere. E ca că nu trebuie să se croacă cu șeală. Pentru că... Ne sună. Ne sună, doamnă, da? Da. Noi chiar nu glumim, că spunem asta, că dânsul a făcut-o cu unul drag. Nu neapărat la chestiuni de astea, elemente care sunt din atenție, ci au făcut-o la cele care vizau raționamentul. Da. Da. Deci de aceea spunem că ne mulțumim frumos. Hai să vedem că astfel de ghișiții sunt deștepte când sus e un număr. Dar dacă sus e altceva, aș vrea să vedem mulțimea, hai să zicem, trei mari, dar după de numele naturale, pentru care să avem 5N minus 4 supra N plus 2 să fie număr natural. E ciudat acum, când nu avem un număr cum a fost tot sus, nu am divizori, știi? Ai văzut, dar trecut am fost foarte simplu că nu am avut divizori, dar dacă așa avem o situație de asta dificilă, sunt într-un moment delicat. Da, asta mai foarte picris și ca 5 ore minus 4 îl divide pe n plus 2? Sigur că nu, n plus 2 divide. N plus 2 îl divide. Asta de jos divide. Deci, da. Hai să scriem chestia asta. 5 n minus 4 supra n plus 2 să devină număr natural. Dacă și numai dacă, ăsta de jos trebuie să fie divizorul acelui de sus, nu? Da. Ca să facă părțile exact. Deci dacă n plus 2, n plus 2, îl divide... Pe 5 ori minus 4. 5 ori minus 4. Și acum... am putea scrie că n plus 2 îl divide pe n plus 2. Așa, te duci după ideea asta. Da. Da. Deci n plus 2 îl divide pe n plus 2. Punem de sus n plus 2. Să îl divide pe n plus 2 și face 1. Știi da. Bine? Da. Așa, n plus 2. Și acum le scădem. Dacă numai că le scădem, nu ne iese jocul bun. Atunci... Ar trebui să fie 5 și 5. Da. Conform proprietății, dacă divide așa, divide și eu n plus 1 mulțit cu un număr. Da. Deci mă numai mișcăm cu ăsta așa. N plus 2 divide pe 5 pe lângă n plus 1. Dar înțeles de ce? Că e vorba de a urca. Da. Da. Și acum, hai să le scriem una sub alta încă o dată. Deci n plus 2 divide pe 5 n minus 4, da? Da. Dar n plus 2 divide și pe 5 n plus 5, nu? 5 n plus 5. Cam des, am aplicat despre privirea. Da. 5 n plus 5. Și ai spus tu mai chiar vreme să le scădem. Eu aș spune să scădem din ăsta pe ăsta de sus. Da. Da? Deci rezultă că n plus 2 divide pe 5 plus 5 scăzut, ăsta de sus, scăzut 5 minus 4. Și fiindcă e minus, minus scăzut, scăzut, e din plus 4. Pot să-ți explic îndată. Din cauza că dacă ar fi fost scăzut, dacă ar fi fost plus 4, era minus 5 și minus 4. A, da. Dar
spate. Vă spus așa ceva, o chestie de asta, dacă scăzut, scăzut din două ori, face plus. Da. Da, se transformă în plus. Ei, din povestea asta, 5 ani să duci cu 5 ani. Da, da, și rămâne doar un mie. Rămâne doar un mie plus 2, divide pe... Divide pe 9. Pe 9. Și lucru foarte simplu, ca să divide pe 9. Da, trebuie divizor pe 9. Deci de aici rezultă că n plus 2, deci n plus 2, aparține divizorul lui 9 și de aici ne duce. Da? Ne duce. Eu însă am tras, tu te-ai dus pe culoarul ăsta și l-ai scris, sunt foarte atent și merg pe ideea pe care mă furnizez. Dar eu tregeam pe următoare chestie. Uite, să scrie nouă fracție. 5n minus 4. 5n minus 4, totul supra n plus 2, aparține numerelor naturale. Dacă și numai dacă, nu puteți este un divizor. Dragă să acolo, m-am văzut, dar ne duce pe culoarul cu divizor și nu-mi place. Dacă și numai dacă, nu pot să simplific așa nimic. Dar zic, bă, ce bine ar fi, dar scoate un 5 în factor și să fie 5 pe lângă, să fie așa, visul meu, 5 pe lângă plus 2. Atunci ne plus 2 se simplifica până plus 2. Și atunci, 5 ori 2 cât face? 10. Și adun și scad în 10. Deci adun și scad în 10 pentru a putea data viitoare să scot pe 5 ori în factor. Da. Anul trecut am făcut noi astea, ne jucam, dar nu înțelege bine mecanismul. Și spun o dată, eu visez ca să am 5 pe lângă, nu plus 2 ca să se plice, nu plus 2, nu plus 2. Și atunci ce înseamnă? Trebuie să am 5 ori 2, 10. Da. La 5 lei mi-e trebuie un 10. De aceea, aceea scriu egal mai departe, egal, pe fracția asta o scrie egală, o scrie din nou 5 ani minus 4 până plus 2, egală cu 5 ani plus 10, da? Plus 10 minus 10, plus 10 minus 10, și minus 4, da, totul supra n plus 2. N plus 2. Și n-am venit cu articul. Acum, tocmai mi-am făcut treaba deșteaptă și mi-am zis 5 pe lângă, din ăștia 3 grupez. Da. Și vin 5 pe lângă 5 pe lângă n plus 2. Și minus, la scaz 10, mă scaz 4, ca și mă scădea 14. Da. Deci minus 14 ar fi. Minus 14. Totul supra minus 2. Care e gama de particule. Acum, eu îmi pot echipui ca în două fracții, care au două, numitorul n plus 2. Adică fracția asta, știi, când la operație cu fracția, adunesc vedere, când au același numitor, pune numitorul român. Da. Am numitat înapoi. Parcă a fost numitorul român, nu plus 2. Deci scrie 5 pe lângă nu plus 2 supra nu plus 2 minus 14 minus 14 supra nu plus 2 14 supra nu plus 2 și la mai departe cu nu plus 2, nu plus 2 se simplifică aici. Da. Nu puteam să fac simplificare aici, pentru că e legat cu 14 și nu puteam să fac simplificare plus 2 cu n plus 2. Așa este o gravă greșeală. De aceea am distribuit numitorul și am zis n plus 2 treci la 5 supra n plus 1 și treci la 14 plus 2. Da. Da. Și acum vine 5 minus 14 supra n plus 2. Și cum 5-ul este număr natural, înseamnă că 14 supra n plus 2 14 supra 1 plus 2, trebuie să fie și eu număr natural. Da. Adică, ca să fie așa, înseamnă că 14 supra n plus 2 e număr natural, n plus 2, număr natural, dacă și numai dacă, n plus 2 trebuie să fie divizorul 14. Deci n plus 2,
în plus 2, este un divizor al 14, aparține divizorilor lui 14. Adică când de aici în plus 2, toți divizorii 14 înseamnă în plus 2 egal cu 1. Deci e mulțimea formată din 1, 14, 2, da. 8, 7, 2, 7, 7 și 7. Adică, n plus 2 egal cu 5, n plus 2 egal cu 1. N plus 2 egal cu 1, atunci n egal cu 3. 1 egal cu? 1. 1, dar nici nu se poate. N plus 2 și cu 1, n plus și cu 2 se fac cu 1, e imposibil în mulțimea numele naturale. Păi nu e. Că ar 1 minus 2, și nu, nu are rost. Adică la 2 ne pui ceva și fac cu 1. Deci eu prostii, nu? Deci nu, aici nu, nu-mi dă șanse. Apoi iau N plus 2 egal cu 14, când e nu va fi egal cu 5. Cu 14 minus 2. Adică nu e egal cu 12. Și N plus 2 egal cu 2. Da? N plus 2 egal cu 2, deci nu e egal cu 0. Nu e egal cu 0. Și N plus 2 egal cu 7, adică nu e egal cu, nu e egal cu 5. Deci, am găsit valorile de N, acestea, 12, 0 și 5. Vrei să facem verificarea? Vrei să înlocuim pe N cu 12, cu 0 și cu 5, să vedem dacă după înlocuire e numai natural? Hai să încercăm. Deci, ar apare așa. Pentru N egal cu 5, cu 12, atunci rezultă că 5 ori 12 așa. 4 supra 12 plus 2 da. Poate fi egal cu 5 ori 12, 0 și 1, 5 ori 5 cu 1, 60. 60 minus 4. 4 56 ar face, parcă nu? Da. 56 supra 14. Da. Și eu cred că merge de 4 ori. 4, 4, 6, 4, 1, 4 și 1, 5. Merge în părțile exact. Da. Deci face 4, dar e numai natural. Lucru care mă bucur foarte tare, pentru că egal cu 12 a fost un lucru deștept. Deci înseamnă că nu egal cu 12, noi verificăm posibil acum. Pentru că egal cu 0 este deștept. Pentru că egal cu 0 se întâmplă că fracția asta care avem aici în mulțime. Va fi 5 ori 0 minus 4 supra 0 plus 2 0 plus 2 egal cu 0 minus 4 0 minus 4 nici nu poți face scăderea. Da. Deci aici mă opresc. Îmi pare rău. Nu pot să spun că nu e egal cu 0 ar fi o valoare care se înseamnă. Da. Deci vezi, se face o selecție interesantă aici. Apoi, pentru ne egal cu 5, cu? Pentru ne egal cu 5. 5. Ia să vedem ce se întâmplă. 5 ori 5 minus 4. 5 ori 5 minus 4 supra 5 plus 2. 5 plus 2 egal cu 21 supra 7. Supra 7 și egal cu 3. Este numărul natural la împărțire în părțile cu exact. Mă bucur foarte tare și eu și pe noi egal cu 5, pare, nu? Da. Deci, după modul în care am lucrat, mulțimea asta a numărilor respective e formată din ce elemente e formată? Din 12 și... 12 și 5, da. Nu? 12 și 5, două elemente am zis. Bun, e deșteaptă treaba. Dar hai să vedem și pe partea cealaltă, din odată altceva. Că nu plus 2 trebuie să fie divizorul în 9. Pare o contradicție. Da. Deci, numărurile bune sunt acestea. Și pe altă parte, o să divizorile nouă care sunt. Hai să vedem ce se întâmplă. Că suntem destul de stresați acum. Deci am intrat în contradicție și nu știu unde... Deocamdată pe varianta întâi am văzut că e bine. Da. Și de ce nu e bine și varianta aceea care a spus totul că teoria așa spune? Ce s-a întâmplat? Am reușit undeva? Abar n-am. Hai să ne facem, să vedem divizorile lui 9. Divizorile lui 9 sunt, zi-mi tu, 1, 1, 9,
Și atunci luăm n plus 2, parcă era, nu? Da. N plus 2 egal cu 1. Da. Și nu se poate? E fals. N plus 2 egal cu 9. 9. Pentru că n egal cu 7. Excelent. Și n plus 2? N plus 2 egal cu 3. N egal cu 1. N egal cu 1. Aici 7, 7 și 1. Păi se vede că 7 și 1 sunt deștepți. Da. Înseamnă că din pace mi-am dat 12 și 5 și aici 7 și 1. E ciudat de tot. Oricum suntem în conflict acum. Uneva am greșit. Ăștia am verificat. Cumva ăștia sunt proști. Da, să vedem. Pentru noi egal cu 7, se întâmplă că vine 5 ori. 7 minus 4. Supra 7 plus 2. 35 minus 4, 31 supra 9. Oh, 31 pe 9 nu este număr natural. E fracție, așa în viață. Da. Și altă, pentru noi egal cu... Pentru noi egal cu 1. Atunci 5 ori 1, 5 și rămâne... Da. Da, 5 minus 4. Minus 4 supra 1 plus 2. Adică face? 1 supra 3. Foarte tare, foarte dur. Nici asta nu-i numai. Deci pe calea asta n-am găsit nimic. Da. Ștefania, știi că speriat? Deci sunt speriat, de-a dreptul speriat, undeva am greșit. Deci, hai să reluăm. N plus 2. A spune că fracția asta e număr natural, e de parcă a spune că n plus 2 trebuie să-l divide pe 5 n minus 4, nu se fie divizor. Da. Și a zis, n plus 2 divide pe 5 n minus 4. N plus 2 divide n plus 2 pe el însuși. Ai văzut? A zis, n plus 2 divide n plus 1. Pe n plus 2, da? Da. Deci n plus 2 divide n plus 2 și când am înmulțit cu 5, înseamnă că n plus 2 divide 5 pe lângă n plus 2, Stefania. Da. Și atunci, le-am scris noi una sub alta, asta vine așa. N plus 2 divide pe 5n minus 4 și n plus 2 divide pe, înmulțim și vine 5n plus 10. Da? 5n plus 10. Și atunci din ăsta, care e mai mare, scădem cel de sus, adică n plus 2 divide pe 9. Că 5n plus 10 scădut 5n minus 4, divide 5. 5n plus 10. Facem capul, că am greșit, dar 5n plus 10. Minus 5n plus 4. Că minus minus am vorbit mai devreme, face plus. Da. 5n cu 5n dispar, 5n scăzut 5n. Da, terminal. Și minus 2. N plus 2. Am plus 2 divide pe 14. Aaa, ajută la 14. Ăla care divide la 14 e bun. Nu la 9. Deci de aici n plus 2. Deci rezultă că n plus 2 este aparține mulțimii divizorului 14. Adică mulțimii 1 și 14 este plus 2 și 7 și 2. Da. 1, 14 și 7 și 2. Și așa mi-a dat data trecută, când am luat-o cu frații, când am muncit noi acolo. S-a gândit și 14, divizorul 14, nu am un nou. Aici e un prostit. Știi că a venit greșeală, a venit acolo, că am zis n plus 2 divizit pe n plus 1. Ne plus 2 divizit pe însuși. Un lucru, prin metode diferite, trebuie să avem la același rezultat. Da. Da? Ai văzut? Strigat o mică greșeală. Da. E posibil ca printr-o metodă să nu meargă? Și în cealaltă să fie posibil? Nu. În mod normal merg indiferent ce metodă pui. Dacă vrei să fiu corect, uite, hai să facem un exercițiu în care să nu fie atât
de ușor prin metoda fracției cum am făcut eu. Da? Să luăm un exemplu. Eu. Așa. Mi-ai pus o întrebare bună. Anume, e posibil să am greutăți pe o, într-o metodă și să mă descurc mai ușor în alta? Așa sunt. Da, pentru că la un moment dat de regim penaltiv, doar că n-am înțeles ce ai explicat acolo, da. Mi-a zis că era un exercițiu și mi-a zis că prin metoda aia nu se poate și eu n-am înțeles de ce nu se poate. Uite, acum eu am să încerc să mă fac înțeles. Pentru că tu ai aceste întrebare rămas și nu știi de ce. Da. Uite, vezi tu. Hai să luăm așa. Știm bine, avea mulțimea mare, egal cu toate valorile M naturale, pentru care, deci toate valorile M pentru care, 3N plus 1 supra 5N minus 2 să fie număr natural. Da? 3N plus 1 supra 5N minus 2 să fie număr natural. Ei, în fața acestui exercițiu, eu am niște emoții destul de mari. Dacă merg pe metoda mea, da. Deci dacă merg pe metoda mea, atunci fracția 3N plus 1 supra 5N minus 2 trebuie să o așez așa în felul încât să se împarte exact. Dar 3 la 5 nu se mai poate împărți. Dar dacă ar veni un 15 de undeva? Să facem un 15 ar fi interesant. Dar ca să facem un 15 ar trebui să mulțim cu 5 și de jos cu 3. Deci ar trebui să modificăm fracția. Ea nu mai rămâne cea dinainte, ci ea este modificată cu un 3 la numărător. Da. Dar deci aici este un rezultat, nu? Și dacă eu mulțesc cu un 3 numărătorul, mai este fracția aceea dinainte. Adică, uite, dacă îți spun așa, 2 pe 3. 2 pe 3 dă un rezultat. Dacă spun că mulțesc pe asta cu 7 și aici cu 5, rezultă o altă fracție. 2, 7, 14, supra 15. Dar nu este 2 pe 3. Da, deci ea s-a modificat. Știi cu ce raport? Trebuia să mulțești cu 7 și jos. Și sus. Da. Deci apare 5 pe 7. Ori 5 pe 7. Da. Da? Deci dacă spun ori 5 pe 7, acum se simplifică 15 cu 5 și face 3. 14 cu 7 ții minte la împărțire și face 2. Și atunci treaba e clară. Deci tu, la propunerea ta, din ideea de a face 15, ar trebui să mulțesc sus cu un 5, dar să împaci prin 5, da? Da. Deci să fie egal cu 1 pe 5. Ori 15 e plus 5. Țin cu 5, trebuie să mulțesc toți termenii cu 5. Da, da. Da, da, 15 e plus 5. Și jos să fie, ai spus tu, să mulțim cu 3, nu? Da. Și atunci punem 3 sus. La numărător, ca să spargi, să trebuie 3 cu 3. Și vine, mulțesc cu 3 peste tot. Și vine 15 ien. Plus. Nu plus, e și minus. 6 parte. Da, 6. Minus 6. Acum, egalul se justifică. Deci egalul are rost. Da? Are sens egalul de aici. Dar de unde 6? 6, pentru că n-am mulțit asta cu toate cu 3. Mulțumesc cu stelpe, da? Mulțumesc cu pune întrebări, să știi, este corect să pun întrebări. Ca să fie clar, da. Și ai un limbele, egal să menține, pentru că dacă vrei, scot pe 3, fac o să cu 3, scot pe 5, de sus, să cu 5 și fracția este ca și înainte. Da. Bun, acum, văzând 15 în mână, văzându-l pe 15 în mână, minus 6 ar nevoie. Scad un 6 și adun un 6. Da. Deci egal mai departe cu 3 pe 5. Ori fracția 15 ien minus 6. 15 ien minus 6 plus 6 plus 5. Da? Totul supra 15 ien
minus 6. Da, minus 6. Și egal cu 3 de 5, 3 sunt la 5, înmulțit cu 15. Poți să distribui în viitor 15 minus 6 și la asta și la asta. 6 cu 5 face 11. Da. Deci vine 15 yen minus 6 supra 15 yen minus 6 plus 11 plus 11 supra 15 yen minus 6 15 yen minus 6 15 yen cu 15 până așa în paranteze, nu? Că 3 de 5 se mulțea cu tot, cu toată fracția asta, așa e corect. Da. Și egal mai departe cu 3 de 5. 3 de 5 înmulțit cu 1 plus 1 plus că 5 e da, da, da. 1. Da. 1 plus 11 supra 15 minus 6. 15 minus 6. Ei! Dar vezi tu, acum nu mai poți să zic divizorul 11. E 3 pe 5 care e fracție, se modifică rezultatul. Da. Din cauza asta, tehnica asta cu fracții, pentru situații de acestea dificile, nu mai este o idee la îndemână. Asta vreau să spună, doamna profesoare, că în cazul ăsta nu mai merge tehnica asta. Și atunci mă duc pe tehnica cealaltă cu de dividial, de dividiver. Da? Deci n-am mai mers pentru că n-am avut șansa să ne-a rămas un accesiar cum o față. Iată cum duc problema. Deci, era vorba de, te rog să-mi dictez ce fracție am avut noi. 3 ore în plus 1. 3 ore în plus 1 supra 5N minus 2. 5N minus 2. Devine problema mea este ce I-am să pun aici încât să fie numai natural. După ce îi locuiesc, fie numai natural. Păi punem 5 ore în minus 2, îl divide pe 3 ore în... Asta trebuie să rămâne, da? Deci A fie numai natural, se înseamnă jos, fie divizoare și lui sus. Da. Asta, dacă și numai dacă, 5 în minus 2 îl divide pe 3 în plus 1. Da, 5 în minus 2 îl divide pe 5. Se divide pe amuse, da? 5 în minus 2 se divide pe 5 în minus 2. Și eu am nevoie de aici, rezultă de aici, că 5 în minus 2 din prima divide pe 3 în minus 1 ori K, indiferent ce dau acolo. Și 5 e minus 2 divide și pe 5 e minus 2 ori un P. Indiferent ce ca și pe pune acolo. Indiferent ce ca și pe. Deci oricare, oricare ar fi ca despre fizică. Și acum, eu să ne-o să adem un ca și un P special. Scriem, dar alegem ca și un P special. Dacă indiferent ce ca pune acolo, de ce n-aș alege eu un ca și un P special? Știi cu ce gând? Ca să facă 15. Da. 15. Și atunci înmulțim acolo cu 5 și jos cu 3. Sigur că da. Deci K o alegem cu cât am zis, care e egal cu 5. Și P e egal cu 2. Și atunci... Cu 3. Cu 3, corect. Și atunci se așează. Foarte interesant. Deci în clipul asta se întâmplă ca 5 minus 2 să fie așezat. 2 îl divide pe 5, îl spunem direct? Da, da, da. 15 ori M. 15 ori M plus? Plus. Mulțim și eu. Sigur, neapărat, plus termenele. Da, plus 5. Plus 5, corect. Și pe de altă parte, 5 ori 5 ori M minus 2 îl divide pe 15 ori M. Minus 3. Deci 15 ori de ea, minus 6. Minus 6, corect. Și acum, o să credem cel mai mare cu cel mai mic. Da. Asta e de mare, 15 plus 6. Da. Plus 5, 4, 6, 10, minus 6.
Și atunci, de aici rezultă că 5N minus 2 divide pe... Divide pe 15 N plus 5 minus 15 N minus 7. Atenție! Fiindcă scădem minus minus... Da, apără. Da? Deci plus 6. Da, plus 6. Echivalent cu... Echivalent cu... 5N minus 2. 5N minus 2 se divide pe... 15 se reduc. 0. Da, și atunci rămâne 11. De aici înseamnă... De aici înseamnă că 5N minus 2 aparține divizorilor 11. Divizorilor lui 11. Și divizorii 11 sunt 1 și 11. 1 și 11. Și luăm pe rând. 5N minus 2. 5N minus 2 egal cu 1 și atunci 5 e egal cu 3. N egal cu 9. Mie nu aparțin numele la prale. Și 5N minus 2 egal cu 11. 5 e egal cu 9. 5 e egal cu 13. A, da. A, este de 13. Și nu aparțin numele naturale. Nu aparțin. Și atunci înseamnă nici un noi minimum. Da. Te răspuns la fel că nu aparțin în mulțime bine. Da. Adică să stăm noi mult și bine și tot să înlocuim valoarea lui Lând niciodată. După înlocuirea 1, 2, 3, 4, 5, 6 și poate niciodată nu va fi un număr natural. Da. Totdeauna se va întâmpla ca să le o fracție. Da? Deci, ideea a fost asta că am avut șansa prin tehnica asta de lucru să ajung la divizorul 11. Îți mai amintești că și modelul celălalt am ajutat la divizorul 11, dar nu aveam eu forța să spun... Da, 1 plus 11 supra 15 ori minus 6, adică... Tot așa, plus 11 supra 5 minus 6, dar uite că 5 minus 6 trebuie să fie. De păi ce am zis? De ce am zis? Plus acolo. Ah, așa. Dar de ce am... A devenit plus. Vezi? Și nu se zice 6 acolo, unde e tabul nostru? După ce am făcut mișcare. Supra 5 ori 1 plus 11 supra 15 ori minus 6. Așa. Și după am trecut la cealaltă. Asta. Ce să vedem acolo? Eu vă deșteaptă idei oricum. Deci să scrim încă o dată. Era așa. 3 pe 2. 3 pe 5. 3 pe 5 era așa. Ori 1 plus 11 supra 15 ori n minus 6. Adică 3 pe lângă 5 e n minus 2. Dacă îți facem un 3 factor, asta ți-a dat. Da. Și acolo seara. Este este că aici sunt un fel de dificultate oarecare. Că 3 pe 5 ori nu face 3 pe 5 plus acum când mulțim din 3 pe 5 ori nu face. Nu pot să-ți explic foarte periculos de ce iau divizorii lui 11. 5 n minus 2 se fie divizorii lui 11. Și nu am asigurată după calculul care îl fac, nu m-am asigurat că rămâne numai natural. Pentru mine fracția care e 3 pe 5 plus 1 pe 5. Da. E 1 pe 5, da? Da. Și aici mai se mulțește cu număr întreg, dacă ar fi să fie. Deci nu am, nu sunt riguros în afirmație. Și de aceea a ieșit. Nu a ieșit 15 minus 6, am dat de 3 în factor, am ajuns la asta, cum am ajuns în raționamentul anterior, 5 minus 2 trebuie să divide pe 11, dar îmi rămâne fracția 3 pe 5 și 1 pe 3 și mă pune într-o dificultate. Oricum, să remarcăm că am plecat de o chestiune, o singură chestiune, am tot înfurtit-o și
Și toate ori am pus diversele situații care pot să apară. Am înțeles foarte bine de dividi combinația aceea, înmulțit cu un număr, înmulțit cu un descărtem, ca și B, dacă ele sunt indiferent ce mele pun, înseamnă că eu mi-aleg un ca și un B special, ca să, la scădere, să se reducă. Adică să vină 15 până, minus 15 până. Asta ar fi ideea, da? Ce putem să remarcăm? Ce am făcut noi așa ca idee astăzi? Să facem sinteză la ore. Da? Sinteză. 11 sau 3. Despre divizorii 1. Apoi, când o fracție devine număr natural, da? Când o fracție devine număr natural, adică când se întâmplă, deci când o fracție devine număr natural, adică în ce condiții se întâmplă asta, da. Când numitorul e divizor al numărătorului, nu? Și ce am făcut? Determinarea unei mulțimi în niște condiții impuse, da? Determinarea unei mulțimi în condiții impuse, așa, adică cu anumită proprietate, în final, și am mai făcut ce chestie interesantă. Ecuații în el. Da. Da? Ecuații în el. În mulțimea mai doar naturală. De fapt, când găseam divizorii, trebuia să ne întoarcem găsim toate numele naturale. Așa dar ne oprim aici. Nu uitați like, share, să vă abonați la canal. La canal. La canal, da.